Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2014, Inspectoratul Județean de Poliție Argeș a fost sesizat cu privire la comiterea 1961 de infracțiuni de natură economico-financiară, fiind dispusă începerea urmăririi penale în 3824 de astfel de fapte. Activitățile de cercetare în domeniul evaziunii fiscale s-au materializat în... S-a dispus începerea urmăririi penale pentru 152 de fapte de evaziune fiscală, plus 166%. Au fost efectuate un număr de 87 de percheziții domiciliare, au fost indisponibilizate sub coordonarea procurorilor bunuri în valoare de 3.851.880 de lei, de asemenea au fost recuperate sume de bani conform articolului 10 din legea 241/2005 în valoare de 418.000 de lei. Au fost reținute 4 persoane și s-au soluționat în această perioadă 13 cauze complexe. Și contrabanda cu țigări din piața Ceir a fost în atenția polițiștilor argeșeni în această primă parte a anului. O activitate destul de bună, consider eu, că am avut-o și în piața Ceir, contrabanda cu țigări, foarte multe constatări, dosare soluționate, iar împotriva a 5 învinuiți s-a luat măsura interdicției de a mai intra în piață, ceea ce până la soluționarea cauzelor constituie o activitate cu caracter preventiv în primul rând, pentru că știm foarte bine cei care deja aveau dosare continuau să aibă această activitate privind contrabanda cu țigări.